omul care în amicalul cu Slovenia a marcat pentru a doua oară în tricoul național României. Excelent această pasă a lui Adrian Cristea pentru Grozav. Peterson a fost inteligent aici, nu a intervenit decisiv în duelul cu Grozav, putea să provoace o lovitură de la 11 metri, apoi a blocat șutul șeptarului Ploieștean. Corner pentru Gazdă, un corner pe care îl execută Adrian Cristea, joacă din ce în ce mai bine de carul Petrolului. Adrian Cristea la colțul scurt, mingea respinsă de Surdu. Nu mai este acum în preajma balonului Surdu și Ovidiu Herea a marcat un gol în acest sezon în meciul cu Herea în Venens. Atunci a punctat din lovitură de la 11 metri, să nu uităm însă, a fost golgeterul Rapidului în sezonul precedent cu 12 reușite. Herea se pregătește să execute. Poate fi un moment important al acestei partide. Vedem, e o distanță de 26 de metri până la poarta Petrolului. Ovidiu Herea stă în minutul 28. Celălalt de care a reușit un șut super mai devreme, să vedem ce va reuși cel al Rapidului. Ovidiu Herea șutează bine, însă Bornescu a fost la locul potrivit. Este primul șut pe spațiul porții pentru giuleșteni. Teixeira se descurcă încă o dată bine. Teixeira pasă bună pentru Blaje Ilioschi. Ilioschi surprins însă în poziție de offside. Încă o acțiune interesantă a lui Filipe Teixeira. Este cel mai în formă jucător al Rapidului în debutul acestui sezon. A jucat entuziasmant cu Herenven și aici este o greșeală făcută de Sebastian Stoianov.